Prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman a comentat despre negocierile pentru un acord de normalizare cu Israelul într-un interviu pentru televiziunea americană Fox News difuzat miercuri. Cităm, în fiecare zi ne apropiem de un acord, se pare că, pentru prima dată, este unul serios, a spus bin Salman în interviu. El a insistat că țara sa ar putea lucra cu Israelul, indiferent cine este la conducere, denumind un potențial acord ca fiind cel mai important acord istoric de la sfârșitul războiului rece. Bin Salman a mai declarat că un eventual acord cu Israelul va cuprinde anumite concesii făcute arabilor palestinieni. Cităm, dacă vom ajunge la un acord care să le ofere palestinienilor ceea ce au nevoie și să calmeze regiunea, vom lucra cu oricine se află la conducerea Israelului, a mai declarat prințul moștenitor saudit. Comentariile oficialului saudit vin în momentul în care premierul Benjamin Netanyahu a avut prima sa întâlnire cu președintele american Joe Biden la New York și în cadrul întâlnirii a fost pus în discuție subiectul normalizării cu Arabia Saudită, unde s-a vorbit despre construirea unei păci istorice între Israel și Arabia Saudită care ar putea aduce sfârșitul războiului arab. În timp ce președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas este încă responsabil din punct de vedere tehnic de teritoriile palestiniene, Fatah, Organizația pentru Eliberarea Palestinei și alte grupări palestiniene mai mici, se comportă într-un mod care sugerează că era post-Abbas a început deja în Iudeea și Samaria. Mai multe localități palestiniene sunt în clocot, după cum descrie presa locală. Localitatea Jenin a fost scena mai multor violențe în ultimile zile, atât între bandele palestiniene rivale, cât și față de forțele de securitate israeliene care au intervenit în zonă pentru a instaura legea. Hamas, la rândul său, care conduce fâșia Gaza și încearcă să-și consolideze poziția în Iudeea și Samaria, și-a sporit capacitatea de a orchestra activități teroriste acolo. Israelul și autoritatea palestiniană au interes comun în prevenirea prezenței Hamas în Iudeea și Samaria, o prezență alimentată de numerar și arme iraniene. Cu toate acestea, Israelul este cel care a trebuit să neutralizeze amenințarea din partea Hamas, forțele de securitate palestiniene a lui Abbas fiind depășite de situație. Evenimentele recente oferă indicii cu privire la ceea ce se poate întâmpla după ce Abbas, în vârstă de 87 de ani, iese din lumea politică. Haosul, anarhia și luptele între grupările rivale palestiniene vor cuprinde localitățile palestiniene. Președintele sirian Bashar al-Assad a sosit în orașul Hangzhou din estul Chinei, după cum a informat presa de stat. Assad este programat să participe la o serie de întâlniri în mai multe orașe din China, inclusiv la un summit cu președintele chinez Xi Jinping. Aceasta este a doua vizită a lui Assad în China, prima fiind în 2004, când a călătorit pentru a se întâlni cu președintele de atunci, Hu Jintao. Alături de Rusia și Iran, China este una dintre puținele țări care nu a întrerupt relațiile cu Siria în urma reprimării dure a liderului sirian împotriva grupărilor de rezistență în timpul războiului civil al țării. Analiștii occidentali văd în vizita lui Assad o oportunitate pentru Beijing de a-și dezvolta profilul diplomatic în Orientul Mijlociu, o regiune de care depinde pentru o mare parte din importurile sale de petrol și gaze. Siria are nevoie de reconstrucție, iar prezența Chinei este un punct important pe agenda de politică externă a Siriei. China s-a concentrat în mod tradițional pe extinderea parteneriatelor sale comerciale în regiune și a evitat să se implice în politică, dar i-a surprins pe mulți în martie prin intermedierea unui acord între Arabia Saudită și Iran, care a convins doi rivali regionali să accepte restabilirea relațiilor diplomatice. Pe 16 septembrie, mii de oameni au ieșit pe străzile din Berlin, Germania, pentru a protesta împotriva avortului și pentru dreptul la viață al bebelușilor nenăscuți. Aceste marșuri și contraprotestele par să fie similare an de an. Chiar înainte ca organizațiile pro-viață să se întâlnească la est de poarta Brandenburg, câteva sute de oponenți se adună de cealaltă parte a monumentului pentru a demonstra pentru dreptul la avort. Autorizația expiră exact la timp pentru începerea marșului pro-viață, dar oamenii rămân la fața locului pentru a întrerupe evenimentul cu strigăte. La mitingul pro-viață, Alexandra Maria Linder, președintele Asociației Germane pentru Dreptul la Viață, a cerut încetarea politicilor antifemei în Germania. Cităm, când organizațiile de consiliere a femeilor, finanțate de stat, câștigă bani chiar și din avort și numesc copii înainte de naștere conținutul uterului, femeile sunt mințite și li se refuză ajutorul. Organizațiile pentru femei ar trebui să stea alături de aceste femei, spunea, pentru că un avort nu aduce doar moartea copilului nenăscut, dar produce traume fizice și mai ales psihice femeilor.